final nebun, cum a fost meciul ăsta pentru un meci greu, un meci dezamăgitor, un meci în care n-am prea jucat ce trebuia să jucăm. Din păcate am pierdut pe final. Din păcate am scăpat și punctul ăla pe care l-aveam în mână. Dar să fim sinceri, nu cred că am jucat foarte, foarte, foarte bine și ce să zic. V-a interesat cine merge în play-off, da? Nu. Dar era un Cluj, apoi se revenit, s-au calificat ei. Nu. Pe noi ne-a interesat de noi și asta trebuie să ne intereseze de acum înainte. Va urma un play-out dificil. Cred că toate riscă retrogradarea și va fi foarte, foarte dificil. Trebuie să rămânem uniți. Trebuie să fim împreună la bine, dar mai ales la greu, că la bine toată lumea e cu tine. Cred că caracterele puternice și oamenii adevărați se văd în momentele dificile. Nu trebuie să mai plângem că e terenul prost, că e autocarul murdar sau ce știu eu. Cred că trebuie să lăsăm alibiurile astea acasă și să venim să ne antrenăm 100%, să fim mental 100% la Petrolul. Dacă vrem să ne salvăm. Dacă nu suntem 100% aici, la Petrolul, greu. O să fie greu. Foarte, foarte greu. Obiectivul e 7-9, nu? Nu. Pentru mine, obiectivul e salvarea de la retrogradare, pentru că suntem în an centenar, până la urmă. Și ultimele meciuri nu cred că am arătat de 7-9. Aole, ai fi ținut vreo evidență? Câte goluri am luat după minutul 90? Așa, s-au adunat destule. 3, 4, 5, nu mai știu. Nu cred că, adică, nu știu, nu țin așa evidența. Țin evidența, mă uit acolo în clasament și avem puține puncte. Am luat și goluri multe în ultima perioadă. E o perioadă dificilă, până la urmă, orice echipă se confruntă cu o perioadă dificilă. Mai sunt urcușuri, coborâșuri. Trebuie să știi să te ridici, că până la urmă viața nu e ușoară. Paul, vorbeai de astfel de lucruri. Sunt jucători care simt că n-ar fi 100%? Nu. Am dat un exemplu. Nu cred. Cred că toată lumea își dorește din echipă să câștigăm. Toată lumea și-a dorit în seara asta să luăm puncte. N-a fost să fie. Trebuie să mergem mai departe, cum am zis-o. Să fim puternici, să fim bărbați. Capul sus și trebuie să luptăm pentru noi, în primul rând, că te faci de râs, după aia pentru întreg oraș, pentru suporteri, pentru toată lumea. Mulțumim. Paul, scuză-mă, nu vreau să mai întreb la faza de la final cu acea coră în care bănuiesc că le-ai explicat la oaspeți că să se ducă să bucure la ei de acolo. Da, le-am explicat. Da. Vă dați seama, eram nervoși. Acum să mai mergem să luăm și câte un cartonaș roșu, ce rost avea. Da, mulțumesc frumos!